Noapte de foc pentru proprietarul unui apartament din centrul orașului. În noaptea de Revelion, puțin după ora 12, instalația bradului din locuință a luat foc, fiind solicitat să intervină pompierii și un echipaj smurd. Incendiul a fost provocat de un scurt-circuit la instalația de la un brad. În incendiu au fost afectate mai multe piese de mobilier, ușile și, de asemenea, pereții holului acestui apartament. Deși bărbatul de 59 de ani aflat în apartament în timpul incendiului a suferit arsuri, viața acestuia nu este în pericol. Pompierii au intervenit și la un accident rutier, fără victime, dar cu pagube materiale. Echipajele Isu Giurgiu s-au deplasat în zona localității Valea Plobilor pentru a asigura măsurile PSI, astfel încât să nu există alte situații deosebite. Nici echipajele smurd nu au petrecut de Revelion și în prima zi a anului au fost solicitate în mai multe cazuri, fie de persoane care au mâncat prea mult, fie de giurgiuveni violenți. Tot în prima zi a anului, echipajele smurd au fost solicitate în 17 cazuri, majoritatea cu traumatisme și dureri abdominale. Și fiindcă sărbătorile de iarnă nu s-au încheiat pentru că urmează Boboteaza și Sfântul Ion, giurgiuvenii sunt rugați să sune la 112, fie pentru urgențe medicale, fie pentru a semnala aspecte ilegale la care sunt martori, fie pentru a solicita intervenția pompierilor și a forțelor de ordine acolo unde situația o impune.